Deși aveam niște venituri consistente, nu reușeam să punem bani deoparte. Mai ești chiar studentul care petrece clubul seara de seară? Dar, pe de altă parte, nu tot ce vedeți voi pe social media înseamnă vacanțe pentru noi. Nu te bazezi neapărat pe stat sau pe mama sau pe tata sau pe frate sau pe surori. Câți dintre români au 72.000 de lei, nu vorbesc de sume mai mari, disponibile astăzi pentru a-i folosi la ce obiectiv voi? Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Mă bucur tare mult că sunteți din nou aici. Astăzi îl am lângă mine pe Patrick, consultantul nostru financiar, pe care nu l-ați mai văzut până acum pe canalul meu de YouTube și care mă bucur că mi-e invitat. Mă bucur tare mult că suntem aici să discutăm cu voi legat de finanțe, bani. Am primit o grămadă de întrebări de la voi, prin care o să trecem astăzi. Știți că vă întrebasem pe Instagram dacă aveți orice întrebare legată de capitolul finanțelor, credite, economii, orice fel de subiect de genul ăsta, ca să-l întrebăm pe Patrick, care este specialist. Și Patrick, te las pe tine să te prezinți. Patrick este de la Viitor Pe Plus, asta nu am menționat. Și totodată să știți că contactele lui sunt în descrierea videoclipului, adresa de e-mail, site. Dar spune-ne tu câte ceva despre tine. Absolut, absolut. Mulțumesc, Cristina, pentru introducere și eu mă bucur că ne-am văzut și cu ocazia asta. Da. Deja cred că este a 5-a, a 6-a oară, poate când ne vedem și discutăm. Ce vreau să discutăm astăzi? Sigur, subiecte legate în mod deosebit de curiozitățile pe care orice om până la urmă le are, orice om rațional, și sigur că putem și răspunde la ele punctual. Acum, eu în calitate de consultant financiar, sau am această calitate mai degrabă de aproape 9 ani de zile, de când am hotărât să aleg această cale, din nevoia mea personală, de fapt, de a planifica obiectivele, tot ceea ce înseamnă nevoi, dorințe. Deci, practic, ai vrut să înveți tu mai mult pentru tine, da, nu pentru folosul tău propriu. Exact, exact, exact. Și la început chiar am aplicat pe mine tratamentele și mai departe am zis, dacă tot mi-au dat rezultate mie, de ce să nu le putem aplica și pe alte persoane, sigur, cu beneficiu reciproc. Putem, cred că, începe cu curiozitățile pe care... Sigur. Am eu o primă curiozitate și aș vrea să clarificăm pentru toți chestiunea asta. Probabil mulți dintre voi știți deja că ceea ce face un broker de credite, pentru că e un concept sau o zonă destul de mult întâlnită, ne ajută să ne luăm credite, mă rog, ne mai poate ajuta cu ceva sfaturi, dar aș vrea să ne spui tu ce face mai mult un consultant financiar. Ce e asta, un consultant financiar? Un consultant financiar față de un broker de credite, cum ai spus tu, în primul rând, un consultant financiar independent, așa cum sunt eu, îți identifică nevoi, dorințe și îți măsoară motivația într-o primă etapă și mai departe vine cu soluții concrete pentru tine în ceea ce înseamnă un concept personalizat. Concept personalizat, pliat pe nevoile tale, pe practic obiectivele din prima discuție. Aici deja discutăm de a doua discuție și de la a doua, evident, se poate ajunge și la a cincea și la a șasea și tot așa. Poate o să descriu eu un pic cum am început noi să colaborăm, sigur, pentru că s-ar putea să fie de interes. Toată lumea are practic niște dorințe, niște nevoi, fie că este vorba de un credit, fie că este vorba să facă un pas înainte să-și cumpere alt apartament, tot felul de idei și nevoi avem toți dintre noi. Și prima dată când am discutat cu Patrick, mi-a plăcut foarte mult că nu s-a aruncat către mine cu tot felul de oferte de credite sau tot felul de servicii financiare, așa, ci m-a întrebat: Cristina, voi ce vă doriți să faceți cu banii voștri? Cam spre ce se duc cheltuielile? Deci a încercat cumva să înțeleagă ceea ce facem noi, cum ne împărțim veniturile, unde se duc cei mai mulți bani. Și asta mi se pare un lucru esențial atunci când vorbești despre bani, să vezi totul, nu doar părticele mici, nu doar dobânzile de credite, nu doar dobânzile la economii și așa mai departe. Deci cumva e o abordare holistică, aș putea să-i spun, completă a banilor, a cheltuirii banilor și tot ce ține de bani. Bun. Și practic mai am eu ceva de adăugat aici. Trebuie găsit o împletire între elementele raționale și elementele emoționale. Pentru că noi, în mod deosebit în România, suntem de multe ori acaparați, dacă vrei, de elementele emoționale. Ori în ceea ce înseamnă consultanța și planificarea financiară și a obiectivelor noastre, ar trebui să fim mai degrabă sub influența argumentelor raționale. Da, 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 da. Adică să nu sărim cu banii sau... Exact, exact. Și să nu luăm decizii la secundă doar de dragul de a le lua. Și aici, de asta și pun foarte multe întrebări în timpul întâlnirilor pe care le am cu clienții și, sigur, și pe voi v-am bombardat cu întrebări, tocmai din motivul ăsta să înțeleg exact elementele raționale din spate.
Întrebarea, una dintre primele întrebări este cât costă un consultant financiar. Ar fi bine să clarificăm de la început cât ne costă acest serviciu. Pe tine cât te-a costat? A fost practic gratis. Ok, super. Da. Acum o să le explic eu urmăritorilor și de ce este gratuit. Este gratuit pentru că eu mai departe sunt plătit de toate companiile mari care există în piața românească și piața europeană în special și care mă plătesc pe mine pentru ca eu să nu fiu tentat să vând un anume produs sau să nu, știu eu, să insist pe un anume produs doar de dragul de a-l vinde, ci mai degrabă să fiu independent în ceea ce înseamnă o soluție sau alta și ca și detaliu particular pentru mine, pe aceeași categorie de programe sunt plătit la fel de toate companiile, tocmai ca să nu fiu tentat să vând un anume produs. Adică n-ai niciun N-am motiv niciun să recomanzi beneficiu numai financiar ceva sau de alt tip, tocmai pentru a recomanda un anume produs. De asta și întâlnirea într-o primă etapă durează poate o oră, două, în care efectiv înțelegem întru totul ceea ce este motivant pentru tine sau pentru oricine cineva. Când crezi că este momentul să apelezi la un consultant financiar? Când ar trebui să ia cineva legătura cu tine? Sigur că ar fi bine deja pe la 20-25 de ani să-ți faci așa un gând legat de obiectivele pe care tu vrei să ți le atingi în viață. Să ai niște borne, nu spun acum să le ai în cel mai mic detaliu. Și mai departe, să nu te bazezi neapărat pe stat sau pe mama sau pe tata sau pe frați sau pe surori. Să te bazezi pe tine. Bazându-te pe tine, mai departe poți deja să discuți cu un consultant, pentru că bazându-te pe tine iei și acțiuni în acel sens. Și atunci acțiuni nu stocks, da? Acțiuni faci în ceva, sensul de a face ceva. Ceva. Da. Și atunci luând și acțiunea, îți generezi singur rezultatul, sigur, în câțiva ani de zile, poate. Deci tu ai vorbit despre o dar limită aș merge de pe jos, 20-25 dar de ani cel puțin. Deja ai câteva repere în viață, la 25, să zicem. Mai ești chiar studentul care petrece cluburi seara de seară. Și poți deja să te orientezi, poate, pentru prima ta casă, prima locuință, pentru... Poate ați întemeia o familie peste câțiva ani și tot așa. Dar, pe de altă parte, tu vorbești de limita de jos, dar practic niciodată prea târziu să niciodată te nu este prea târziu să, dacă discutăm de limita de sus, niciodată nu este prea târziu să ne apucăm de povestea asta. Pentru că există oameni care, de exemplu, chiar și în România, pot accesa programe financiare la 60-65 de ani. Deci, n-ar fi neapărat prea târziu. M-am mai dat exemplu... chiar am participat la o emisiune recent și am dat exemplu acolo, am spus că o bătrânică din SUA, la o vârstă înaintată, cred că peste 90 de ani era, dacă mi-amintesc eu bine, deja și-a făcut primul credit ipotecar. Da? Deci contează, e o chestiune de mentalitate și nu neapărat de vârstă. Acum, sigur, nu vă sfătuiesc pe tine sau pe altcineva din România să aștepte, ok, așteptați până la 92 de ani și poate atunci vă faceți prima achiziție de locuință, dar am vrut să punctez mentalitatea. Deci niciodată nu-i prea târziu. Uite, am o întrebare concretă de la cineva de pe Instagram. Nu o să precizez de data asta numele celor care mi-au scris, pentru că au fost întrebări cum ar veni care mi-au venit în privat. Care ar fi procentele ideale în care ar trebui să se împartă un venit între cheltuieli, savings, etc., investiții? Dacă avem o, nu știu, o rețetă universală în care ar trebui să ne împărțim banii. Dacă ar exista un panaceu universal, evident că eu l-aș transpune în toate mediile virtuale pe care, la care am acces. Din păcate, nu există un panaceu universal. Sigur, cărțile de specialitate discută despre 10, 15, 20% dacă vorbim de economisiri investiri. Dar nu se aplică întru totul ad literam așa cum sunt ele definite. De ce? Îți dau și un exemplu. Dacă aș avea 2000 de lei venituri totale, poate mi-ar fi un pic mai greu să pun 20% din 2000 de lei pe investiții, economisiri, investiri, pentru că abia m-aș descurca cu traiul zilnic. Pe de altă parte, dacă am 20.000 de lei, poate este mult prea puțin să pun 10-15%. Deci contează clar și veniturile pe care nivelul le ai. Nivelul venitului, nivelul cheltuielilor fixe, nivelul cheltuielilor variabile, posibile cheltuieli ce pot apărea în viitor și pe care tu le prevezi. Și funcție de asta să poți să iei o decizie în cunoștință de cauză. Deci nu există o rețetă universală și recomand fiecăruia să se adreseze unui consultant financiar independent care să îi dirigeze mai departe versus situația lor actuală. O întrebare foarte bună. Care sunt primii pași pentru a începe să faci economii? Îți zic sigur că și noi am trecut prin situația asta, deși aveam niște venituri
consistente, nu reușeam să punem bani deoparte. Fie că, nu știu, cheltuiam pe altceva, deși, deci cumva nu vreau să renunțăm la plăceri ca să punem bani deoparte. Cum faci chestia asta? Ce sfat ai avea pentru cei care vor să înceapă să economisească, dar nu au reușit să-și găsească disciplina până la punctul actual? I-aș întreba dacă vor să fie conduși de emoții sau vor să fie conduși de rațiune sau vor să conducă ei cu rațiune mai degrabă. Pentru că, hai să luăm și un exemplu concret. Este foarte interesant să facem, nu știu, 10 vacanțe pe an sau 20 de vacanțe pe an. Pe de altă parte, cât de interesant va fi când va veni copilul tău la tine să spună, uite, vreau să merg la studii în țara X și am nevoie de suma Y și tu ai să-i spui, dar știi că am fost acum 15 ani în 20 de vacanțe? Ți-amintești treaba asta? Și atunci nu mai am bani să-ți dau. Ce bine ne-am distrat. Ce bine ne-am distrat. Dar nu cred că va mai reține oricum prea multe lucruri de acolo copilul, dar... Cam asta e răspunsul. Deci cumva trebuie să alegi. Cred că trebuie să alegi și să eu aș alege, eu personal am ales pentru mine o împletire. Și între elementele emoționale mă refer în special la vacanțe și între elementele raționale mă refer în special la studii, copii, sănătate... Dar să știi că am primit de mai multe ori întrebarea asta și este în lista de întrebări. Cum reușim să mergem în atâtea vacanțe? Cel puțin așa se vede pe social media că facem. Ci drept ne plimbăm destul de mult și de multe ori mă simt vinovată că cu banii respectivi aș fi putut să fac altceva, să-i strângem efectiv sau să investim undeva. Dar, pe de altă parte, nu tot ce vedeți voi pe social media înseamnă vacanțe pentru noi. De exemplu, acum când am fost în UK la tatăl meu, am stat 2 săptămâni, odată că am plătit cazare doar câteva zile pentru că am și stat la tata, am și lucrat în același timp. Și aveam la dispoziție, să zicem, 5 ore pe zi în care ne plimbam, dar practic doar alea 5 ore erau de relax, în rest era viața obișnuită. Așa că, apropo și de cei care își fac, îi vedeți pe internet că își fac vacanțe și așa, să știți că nu sunt totdeauna doar vacanțe din astea, stăm și mergem și ne relaxăm. Eu am încercat să optimizez foarte mult chestia asta cu vacanțele, fie planific și să pot lucra și să le planific de la începutul anului încât să iau prețuri mai ieftine. Sunt foarte gândite, sunt foarte chipzuite toate perioadele astea pentru noi. Încă o întrebare legată de economii. Cu ce frecvență strângeți bani săptămânal sau lunar? Dacă vrei să pui bani deoparte, cum ai... Mai degrabă aș calcula la nivelul unei luni întregi, pentru că, ok, în anumite săptămâni nu mi-apar cheltuielile, ci mi-apar în a treia săptămână din lună, să zicem. Nu mi-apar cheltuielile respectivă și în săptămâna 1. Deci aș lua un reper lunar și funcție de acest reper lunar, chiar m-aș uita chiar la nivelul unui an mai apoi, să văd dacă se întâmplă la fel plus minus în fiecare lună. Sau am luat o lună excepțională, ori din punct de vedere al cheltuielilor, că am fost invitat la 4 nunți și 3 botezuri, ori din punct de vedere al veniturilor, că am primit nu știu ce bonus de la job. Și care nu va mai apărea pe statul de plată luna viitoare. Deci, funcție de acestea, mă orientez mai departe și văd dacă este o lună, între ghilimele, normală sau o lună excepțională, v-am spus mai devreme ce înseamnă. Să știi că la chestiunea asta chiar mă gândeam și eu la ce spuneai, că ar fi bine să calculezi la nivel de an. Pentru că, într-adevăr, poate pe lună, 200 de lei puși deoparte, poate puțin. Dar dacă calculezi ori 12, 2400 de lei. Și dacă calculezi ori 10 ani, ori 20 de ani, ori 30 de ani, imaginați-vă altfel. Hai să luăm exemplu cu 200 de lei de care ai spus mai devreme. 20 ori 12, 200 ori 12 luni înseamnă deja 2400. Ori 10 ani înseamnă 24.000 de lei. Ori 30 de ani înseamnă 72.000 de lei. Câți dintre români au 72.000 de lei, nu vorbesc de sume mai mari, disponibile astăzi pentru a-i folosi la ce obiectiv vor ei? Pentru că am fi putut mult să avem banii ăștia dacă din secunda zero părinții ar fi făcut ceva pentru noi sau dacă noi făceam ceva pentru noi. Adică, de exemplu, cum aș fi eu, aș pune acum 200 de lei în fiecare lună pentru fetele mele deoparte și peste, nu știu, la un moment dat poate o să aibă nevoie de niște bani, să avem disponibili banii ăștia. Exact, la asta mă refer. Și nu vor mai fi surprinse nici ele, nici tu, de faptul că serviciul X costă atât sau furnizorul Y îmi cere atât. Dar să știi că eu la chestia asta chiar mă gândesc intens, pentru că mi-aș dori foarte mult, și o să vină o întrebare legată de ce îmi imaginez eu că vor face fetele când cresc mari, mi-aș dori foarte mult să am niște bani, să am, nu știu, libertatea psihică în primul rând, să știu că am niște bani puși deoparte dacă el o să vrea să meargă la facultate în străinătate. Să știu că am acolo o mică rezervă, măcar pentru un an, să pornim pe, nu știu, să își pornească dorințele academice așa cum le văd ele. Apropo de strânsul banilor, este o întrebare, cum ar trebui să strângem banii, în lei sau în altă valută?
Păi depinde ce vrem să facem cu ei și când, în primul rând. Că dacă vreau să fac ceva cu ei mâine, evident că n-are rost să-i schimb în altă valută până mâine. Pe de altă parte, dacă am o gândire, sigur, și de termen scurt, dar și mai ales de termen mediu-lung, atunci mă pot gândi să-i schimb în mod deosebit în perioada asta în franci elvețieni. Francul elvețian este o monedă defensivă care acționează divergent versus ciclul economic în care se află. Și în momentul în care sunt creșteri economice, ea scade, iar în momentul în care sunt recesiuni, ea crește. Ce ca și valoare. Da, e mai aflat ceva. Și atunci, decât să stau cu lei, mai bine stau, dau un exemplu cu francii elvețieni și câștig din aprecierea cursului francului versus leu. Și la un moment dat, sigur, deci, dacă... Ai zice că acum, pentru că multă lume zice că o să urmeze o criză, ar fi bine să ne schimbăm banii în franci elvețieni, tocmai da. Pentru că în momentul în care economia scade, valoarea lor crește, da, nu? Da, da. Și dolarul a fost... Și la dolar a fost o astfel de oportunitate. Uh-huh. Au fost momente când el era 4 lei și acum e 4,9. Da, așa. Deci e. Deja câștigai peste 20% doar stând cu dolari în mână. Evident, nu poate crește nimic la ceruri, cum nimic nu poate... Scădea până la... Te întrebam de franci elvețieni, pentru că știi că sunt foarte multe povești cu credite luate în franci elvețieni prin 2008, da. De multă lume a pierdut, mă rog, le-au crescut de fapt dobânzile foarte mult la creditele astea, dar foarte interesant informația, am aflat chiar nu... Dar trebuie făcută diferențierea între a fi debitor în franci elvețieni și a fi creditor în franci elvețieni. Tu practic acumulând franci, ești echivalentul unui creditor. În franci elvețieni. Nu mai ești cel care trebuie să plătească permanent la un curs din ce în ce mai mare. Apropo de economii și de bani puși deoparte, foarte multe întrebări au fost despre investiții. Trec așa un pic prin ele. Să vorbim despre investiții, în ce merită investit, ce platforme sunt sigure pentru investiții și încă o întrebare legată de titlurile de stat. Titluri de stat. Nici nu știu ce sunt astea, sincer. Mai sunt niște instrumente financiare prin care tu, ca și persoană fizică, sigur, există și varianta în care băncile împrumută statul, dar discutăm acum de varianta cu persoanele fizice. Tu, ca și persoană fizică, împrumuți fie statul român, fie orice alt stat al planetei, fiecare stat are nevoie de finanțare, pentru proiecte mari, poate de infrastructură. De exemplu, vor să facă autostrada X. Uh-huh. Și n-au suficiente fonduri în bugetul de stat acum și se împrumută pentru asta. Sigur, în România nu se împrumută neapărat pentru asta. Se împrumută și pentru plata salariilor, pensiilor și cheltuielilor curente. Ceea ce nu e neapărat cel mai sănătos lucru. Pentru noi toți, nu doar pentru unii sau pentru alții. Și atunci... Practic, noi împrumutăm statul și la un interval regulat de timp, fixat, prestabilit, da? Deci fixat de la început, primim un beneficiu, o dobândă. Da? Și la final primim și banii pe care i-am împrumutat către stat. Dacă pe ce timp, pe ce perioadă se fac? Dacă de la un an de zile și se pot duce și pe la 3 ani, 5 ani, pot fi și pe perioade mult mai lungi. Uh-huh. Dar le consideri sigure tu? Sunt foarte sigure. Ar însemna ca statul român să dispară definitiv, lucru care e greu de crezut. Mai ales că au mai fost exemple de state care chiar au intrat în faliment, mă refer aici la Argentina sau la Grecia, și care până la urmă, sigur, cu întârziere, dar și-au plătit titlurile de stat până la urmă. Deci n-au rămas neapărat oamenii păgubiți. Dar valoarea lor se schimbă în timp? Sau se poate. Adică ca și bursa? Există variante de titluri de stat listate la bursă, care au un preț variabil zilnic sau la secundă, dar există și titluri de stat nelistate la bursă, caz în care ele, evident, nu au o valoare alternantă, dar, na, pe de altă parte, trebuie să aștept până la scadență să le pot, să pot obține banii de acolo. Pe când la cele listate la bursă pot oricând să lichidez investiția, sigur, cu un beneficiu de multe ori mai mic decât dacă aș fi stat până la scadență, da. Apropo de investiții, trecând peste subiectul cu titlurile de stat, tu mi-ai recomandat mie și am și implementat recomandarea lui Patrick. Ne-am gândit cum ar fi cel mai bine să punem banii deoparte. Dacă să efectiv îi ținem într-un cont, deci efectiv niște economii clasice, dacă îi putem zice așa, sau... Să facem niște investiții, nu în mod direct, nu în sensul că intru eu pe o aplicație și investesc la bursă sau așa, ci dacă se numesc, nu știu, companii de investiții se numesc astea, nu cum este Alianțe, da, administratori mari care îți preiau banii tăi, ai mei și ai altora și mai departe îi duc către instrumente financiare mai sigure sau mai puțin sigure funcție de apetitul tău la risc și îți multiplică banii funcție de asta. Uh-huh.
Acum, trebuie făcută diferențierea între investiții de tip activ și investiții de tip pasiv. Activ din punct de vedere al efortului clientului și pasiv tot din punct de vedere al efortului clientului. Pentru că eu, de exemplu, într-o primă etapă, mai ales cu clienți care nu au de-a face sau nu au avut de-a face până acum cu sfera asta financiară, merg mai degrabă pe o variantă pasivă pentru client, în sensul în care el doar trebuie să pună banii și altcineva să se ocupe de multiplicarea lor. Sigur, în schimbul unui comision, că doar nu face nimeni muncă pe gratis. Pe de altă parte, prefer așa, eu doar să fiu pasagerul unei mașini care ori se conduce singur, ori are deja un șofer profesionist, decât să mă apuc eu să învăț singur cum să conduc mașina. Cam așa e și cu investițiile. Există și varianta cealaltă în care eu ca și client îmi aloc ore întregi zilnic, citesc știri, fac analize, iau decizii, vin și cu sume mai mari de bani. Se poate și așa, doar că este asemenea unui job obișnuit. Deci așa, dacă ar fi să rezum, eu, de exemplu, pun 400 de lei pe lună, am niște bani extra pe care pot să, cu care pot să fac ceva și pot fie să-i pun într-un cont și economisesc, simplu, unde o să am o dobândă, poate să fie dobândă mai mare, mai mică, acum oricum dobânzile sunt foarte mici față de inflație, mi se pare oricum... De cele mai multe ori, cel mai rău lucru este să lași bani într-un cont, să băltească acolo, să nu facă nimic mai departe și... Sau, cum am făcut eu cu ajutorul lui Patrick, am considerat că cea mai potrivită variantă, el mi-a prezentat acolo mai multe firme din astea de investiții și randamentul cel mai bun era la Allianz. Și din contul meu mi-am făcut un direct debit, din contul meu în fiecare lună se duc câte 400 de lei către Allianz și eu primesc câte un mail în care îmi spune care e, cât am strâns la momentul respectiv, cât s-a dus spre comisioanele Allianz și care este randamentul. Practic, randamentul spune, îți indică cât de mult ai câștigat de pe urma banilor respectivi. Corect. Practic, asta ar fi. Deci dacă vrei să începi să economisiți, sumele cred că pot să fie... mici la început, pentru că știu că dacă n-ai, n-ai încă o disciplină de a economisi, poți să începi cu 100 de lei, 200 de lei, 300 de lei, adică măcar să începi, să ai chestia asta, să te obișnuiești să pui niște bani deoparte. Și țineți minte că eu vă ziceam în videoclipul pe care l-am filmat cu Vlad, tot legat de bani, acel Q&A, că primul lucru pe care îl fac când vine salariu, știu sigur că am de plătit creditul și creditul și banii de economie. Astea sunt primele tranzacții pe care le fac, adică trimit banii către lucrurile astea, tocmai ca să mă asigur că lună de lună, ok, mă achit de datorile pe care le am și că pun deoparte banii. Și după aia văd ce mai rămâne. Nu aștept finalul lunii să văd câți banii mai rămân și după aia să văd cât aș putea pune deoparte. Nu, mi-au niște angajamente și atunci mă asigur că cumva mă obligă să fac și aceste economii. Și asta cred că mi se pare destul de important, să te obligi singur, să intri în mecanismul ăsta de a te obliga singur să economisești niște bani. Cine este mai interesat, Cristina, ca tu să-ți atingi obiectivele în afară de tine? Așa e. E clar că tu trebuie să fii cel mai motivat și pleacă tot ce ai spus, pleacă de la ideea de pay yourself first. Uh-huh. Da? Înainte să plătesc supermarketul, înainte să plătesc factura la gaz. Sigur, sunt și ele importante, nu spun acum să ne abținem de la mâncare o lună de zile. Pe de altă parte, plătește-te pe tine primul și mai apoi poți să cheltui orice și vei fi fericit oricum. Uite, am primit o întrebare și vreau să-mi răspund cu sinceritate. Dacă tu crezi că dintr-un venit de 2000 de lei poți în România în momentul ăsta să faci economii? Sincer, un venit de 2000 de lei m-aș gândi în altă sferă. De exemplu, oamenii din zona aceasta cu 2000 de lei, în general sunt poate oameni aflați la baza piramidei sociale. Poate lucrează în producție, poate lucrează în alte zone. Da? Și aici, hai să luăm pe exemplu cu producția. Dacă eu lucrez în producție, am risc major versus patrii care lucrează la birou să mă accidentez. Ce se întâmplă dacă eu mă accidentez? Păi se întâmplă că eu nu o să mai am venituri, nu o să mai am parte de venituri sau o să-mi scadă semnificativ și o să-mi crească exponențial cheltuielile, costurile cu reabilitarea. Doar că eu nu-mi permit să suport acele costuri. Și atunci există variante financiare, mă refer în special la asigurările de accident, care permit cu sume infime, de ordinul 30-50 de lei pe lună, ori eu cred că un om de 2000 de lei pe lună venit, poate să-și permită 30 de lei, 50 de lei pe lună. Uh-huh. Care efectiv să-i permită lui mai departe să doarmă cât de cât liniștit. Okay. Pentru că altfel va fi la voia sorții, sigur. Putem să ne bazăm pe noroc, dar nu cred că e cea mai oportună variantă. Și aș mai puncta ceva raportat la elementul acesta cu angajatorii care plătesc oamenii cu 2000 de lei.
Nu spun să nu-i plătească cu 2000 de lei dacă ei cred că atât ar merita angajați. Pe de altă parte, le pot oferi niște beneficii extra salariale. De exemplu, nu mulți oameni știu că, nu mulți angajatori în mod deosebit știu, că există 400 de euro pe an, per angajat, deductibil fiscal pentru produse de sănătate. Nu mulți angajatori știu că există încă 400 de euro pe an pentru produse de tip pensii private, pentru fiecare angajat. Și practic angajatorul are un cost astăzi, dar până la final de an când trage linie, efectiv costul e zero. Uh-huh. Și dacă poți să ajut un om cu ceva, mai bine îl ajut cu astfel de variante decât să am și eu ca și angajator un beneficiu, dar cel mai mare beneficiu îl are Ion, care are 2000 de lei pe lună. Și pentru care, da, va însemna ceva să poată accesa servicii medicale private, la care oricum el nu visa niciodată să se ducă. Și care pot fi de ajutor. Și care pot fi de ajutor pe exemple... Da. Nu doar pe exemplele de mai devreme, dar și pe exemplele de mai devreme. Deci dacă ar fi să rezumăm așa, ar fi odată economiile de care e bine oricum să te apuci, oricum ar fi, ar fi investițiile pe care poți să le faci și că cu asta Patrick vă poate ajuta sub foarte multe forme, pentru că odată vă consiliază și vă efectiv indică care ar fi randamentele, etc. Și n-am menționat partea de pensii private, care tot o formă de a economisi cumva e, nu? Adică, ok, nu ai banii disponibili mâine, poi mâine, dar până la urmă eu, de exemplu, abia aștept, mă rog, îmi imaginez cum va fi pensia mea în care o să călătorim, în care o să stăm liniștiți și nu o să ne mai stresăm cu banii, o să fim așezați la casa noastră. Deși asta cred că e o metodă bună să economisești. Poți să spui tu un pic legat de pilonul 2, pilonul 3? Poate nu toată lumea e foarte... Sigur că da. Vârsta retragerii ar trebui definită de noi, nu de stat. Asta e primul aspect pe care vreau să spun. Te referi de la bani? Efectiv? Vârsta retragerii ca și moment al pensionării, să spunem. Uh-huh. Da, vârsta retragerii din activitate. Deci ar trebui definită de noi, nu de stat. Da? Acum, dacă aștept să-mi definească statul, observăm o tendință crescătoare versus vârstă. 65 la 65. O să-ți dorească, da, de astăzi și așa, noi. Peste nu știu cât timp, poate va fi 70 și tot așa. Deci, cu statul ne-am lămurit și nu doar cu statul român, și cu restul statelor. Nu sunt ele mai simpatice. Și, de exemplu, fac o paranteză aici. În Germania, dacă îți cumperi o mașină decapotabilă la 70 de ani, nu ți-o cumperi cu pensia de la stat. Ți-o cumperi cu ceea ce ai făcut separat de-a lungul vieții active, profesional, în care ai pus separat bani și sigur ai adunat sume impresionante și poți să folosești o parte din ele pentru așa ceva. Am încheiat paranteza. Deci nu mă bazez nici pe statul german, nici pe statul român, nici pe statul japonez. Bun, asta e prima regulă de la care eu personal plec. Dar vă sfătuiesc și pe voi să reflectați la aceeași idee. Există practic trei piloni de pensie. Pilonul 1 este pensia obligatorie de la stat, pe care sau la care contribuie orice angajat cu forme legale, iar beneficiarii sunt pensionarii actuali. Deci, practic, eu plătesc, am 33 de ani, pentru pensionarii actuali. Nu plătesc pentru mine, pentru ce voi primi la vârsta de 65. Deci, practic, e un ciclu ăsta, dar nu îți pui banii... Exact. Și, practic, mă bazez făcând asta, că peste 30 de ani, când eu mă voi retrage, va veni altcineva care să plătească pentru mine. Dar deja plec de la o ipoteză greșită, pentru că în momentul de față există un deficit pe bugetul de pensii, deci practic sunt mai mulți beneficiari pe sume mai mari versus cei care depun. Uh-huh, uh-huh. Da? Deci situația actuală este așa. Să mă bazez la, iarăși pe norocul din viitor, pot oricând să o fac, dar nu e un element rațional. Când e vorba de bani, nu e bine să ne bazăm pe noroc. Nu e bine să ne bazăm pe noroc. Bun. După care există acest pilon 2, la care se duc în momentul de față 3,75% din total contribuție pe care eu aș fi avut-o ca și angajat. Către contribuțiile sociale, da? Deci, practic, dacă înainte aveam 25% total, acum am 3,75% din 25% către pilonul 2, care sunt 21-25% mai rămân la pilonul 1, care sunt, practic, administrații de administratori privați, și care urmăresc multiplicarea acelor bani. Da, există un randament acolo, deja începem să vorbim de randamente și mai fac o distinție între ceea ce am vorbit până acum de termeni. Economisire și investire. Economisire înseamnă doar să pun niște bani într-un loc fără să am așteptarea că ei să se și multiplice din profit, iar investiție înseamnă multiplicarea banilor în mod real, sigur intervenind ca și element nou profitul. Așa, deci aici intervine și profitul în pilonul 2.
La pilonul nu am cum să discut de profit, având în vedere că am deficit. Da, nu, da, da, și da, nu da. Discut de o investiție, că banii nu sunt investiți în nimic acolo. Mm-hmm. Doar noi îi punem noi și punem se duc către plătesc. Și secunda 2 pleacă către beneficiarii mm-hmm. actuali, da? Pensionari actuali. Mai departe, la pilonul 3, discutăm de o sumă pe care noi opțional și voluntar o putem pune, care, sigur, poate să plece de la 80-100 de lei și pot să mă duc, practic am o limită legal determinată, este 15% din salariu. Cel nu pot să pun mai mult. Nu pot să pun mai mult. Ori această limitare mie îmi spune că pilonul 3 nu este suficient, dacă mă refer la efectele pe care mi-ar plăcea să le am, nu de care aș avea nevoie. Da, ar fi suficient pentru ce am nevoie, dar nu este suficient pentru ce mi-ar plăcea să am. Adică, cum ai spus tu, să-mi fac vacanțe, da. În cel mai lung concediu al meu, de fapt, la momentul retragerii, ar fi cel mai lung concediu. Adică dacă am un salariu de 3.000 de lei, ar însemna că eu maxim 450 de lei aș putea să pun, nu, la fondul ăsta, pilonul 3. Da. Ceea ce sigur va determina 20-30% ca și efect în pensia finală, extra, da? Dar dacă am o pensie finală de 2.000 de lei, cu încă 20% înseamnă că 400 de lei. Deci nu e, da. Nu e o diferență imensă între una și alta. Da, oricum, ăsta e un aspect de luat în calcul deja după 30 de ani, este, mi se pare, nesăbuit să nu te gândești la pensie, să nu îți faci niște calcule, niște planuri de cum va fi atunci. Să trăim așa, fără niciun fel de stres, nu neapărat stres, dar fără niciun fel de gând legat de perioada pensiei, mi se pare nechipzuit, efectiv. Patrick, trec la alt subiect legat de credite acum, iar tot așa, Patrick, poate să vă îndrume și pe partea asta de credite. Dacă vreți să luați un credit, dacă vreți să faceți o rambursare anticipată, dacă vreți să refinanțați, apelați cu încredere. Asta și discutam mai devreme când a venit Patrick la noi și Vlad e acasă acum și întrebam cum să facem, că ne-a crescut rata foarte mult acum cu noile dobânzi, nou robor. Și îmi spunea Patrick că sunt niște opțiuni cu dobândă fixă pe 7 ani. Adică refinanțez, noi mai avem, nu mai știu, 50.000 de plătit la apartament, ceva de genul ăsta, și am putea să refinanțăm suma respectivă astfel încât să nu mai avem surprize în următorii 7 ani de a ne crește rata nu știu cât. Adică știm de acum că în următorii 7 ani am plătit o sumă fixă pe rata. Deci, a fost o mică întrerupere pentru că a sunat un curier la ușă. Așa acum când citesc aici de pe telefon, de vreo 4 apeluri am văzut că am. Okay. Dar oricum discuțiile sunt mai interesante decât apelurile de la curier, așa că o să te rog să-ți iei ideea cu creditele și cu dobânda fixă, de fapt, despre care discutam cu... Da, spuneam acolo că indiferent că ai dobândă fixă, indiferent că ai dobândă variabilă, atunci când îți iei un credit, îți asumi un risc. Riscul de a păți o problemă de sănătate și să nu mai ai, știu, să-ți altereze veniturile. Riscul de a fi dat afară de la job. Riscul de a dispărea job. Iată că da. Nu mai descriu acum. Pe de altă parte, eu de multe ori sunt forțat cumva să fac credit prin prisma împrejurărilor. Poate e un pic cam dificil să-mi iau un apartament de 200.000 de euro atunci când eu sunt la o vârstă oarecum fragedă. E dificil spre imposibil, da? Mm-hmm. Fără credit. Și atunci, de asta mulți oameni aleg și înțeleg de ce aleg așa. Pe de altă parte, e important să aleagă și plase de siguranță în paralel cu acel credit, astfel încât să poată dormi liniștit și să nu aibă prea mare stres cu creditul. Și în caz de se întâmplă ceva, da, se poate refinanța, se poate achita anticipat, dar dacă nu mă gândesc din timp la aceste variante, nu o să le pot avea peste noapte. Așa e. Întrebare, un sfat pentru tineri, noua casă, de fapt prima casă cred că se referea, sau credit ipotecar? Da, care nu se numește noua casă, noua casă într-adevăr. Acum, gândiți-vă așa, la prima casă, noua casă, am acel blocaj de 5 ani de zile în care nu pot să vând apartamentul. Pe de altă parte, imaginați-vă că vecinul meu de deasupra este astăzi sănătos, dar pe de altă parte, peste un an, doi, nu mai este sănătos. Din mai multe puncte de vedere, da? Și nu mă mai înțeleg cu el. Și cum fac să scap de acel apartament, dar fiind faptul că eu am blocaj la vânzare pe 5 ani de zile. Refer la prima variantă, la noua casă. La ipotecar, astăzi am luat apartamentul, nu mai îmi convine ceva, mâine pot să-l vând. Sigur, cu transpunerea creditului și așa mai departe, dar am flexibilitate. Din punct de vedere al avansului, da, momentan este mai mic la noua casă, până într-o anumită valoare, pe de altă parte, în București cel puțin nu prea mai găsești la acea valoare. Și atunci, dar care e plafonul acum, știi cumva? E undeva la 70.000 de, 70.000 de euro în zona aceasta. Sincer, îți spun, intervin puțin. Mie mi se pare că existența acestui program, pe de o parte pot să înțeleg că ajută
în anumite zone, dar pe de altă parte mi se pare că menține prețul exact la plafonul la care este setat prima casă, adică sau noua casă. Sunt apartamente care nu ar valora atât cât evident, e plafonul. Și au dar prețul pe... mult mai mare doar pentru că există acel plafon. Exact, exact. Și mie mi se pare că cumva s-ar regla mult mai bine piața dacă nu ar exista programul ăsta. Și eu am luat, noi primul apartament pe care l-am avut, am luat un credit cu prima casă, se numea pe vremea aia. Și într-adevăr am existat un moment de genul ăsta în care ne gândeam să vindem apartamentul, ne-am dat seama că nu aveam cum să-l vindem pentru că eram în contractul ăsta cu prima casă. Da, și atunci poate mai înțeleg pentru noi să strângem un avans cât mai mare, minim acum e undeva la 15%, și putem să ne îndreptăm către ipotecar, care e mult mai flexibil și pe refinanțări, v-am spus, și pe, și pe alte elemente. Bun, deci și acum te întreb eu pentru noi, cu dobânzile fixe, care este, nu știu, riscul, dacă pot să zic așa, să scadă dobânda și tu să rămâi cu dobânda aia? Adică din experiența există, ta... Ce... Există permanent acest risc, doar că în momentul de față tendința generală la nivel european, dar și la nivel mondial, pe partea asta de dobânzi, este ca ele să crească. Dacă se întâmplă invers, nu te oprește nimeni să refinanțezi iarăși. Da, și da, tu să ai o dobândă mare aparent fixă, poți să refinanțezi pe variabilă sau... Da, dar să refinanțezi te costă? Adică trebuie să faci iar evaluarea apartamentului? Vei avea ceva costuri notariale, da, și de evaluare, da, costurile de evaluare nu sunt atât de mari, dar cele notariale pot însemna poate 500.000 de euro. Dar în general, la un apartament ok pentru București, oricum 1.000 de euro înseamnă... Ca proporție din... Ca și proporție din total cost, da, sunt cam... Da. Banii de alune, așa că nu contează în mod deosebit. Adică da. nu asta îmi determină decizia dacă da sau nu. Da. Patrick, o să te întreb câteva lucruri mai puțin legate strict de zona ta de expertiză. Așa, dacă ai o părere. Zici așa, să-l întrebați, vă rog, pe Patrick, ce părere ai de francize, de Five to Go? Am o sumă economisită cu greu în UK și mă gândeam să-mi deschid o franciză. Ce părere are? Despre Five to Go ca și compania am o părere bună, că eu sunt și băutor de cafea și am trecut de multe ori pe stradă și am servit de la ei cafele bune. Pe de altă parte, despre francize în general, m-aș gândi eu dacă aș intra într-o franciză, înainte să intru, evident, m-aș gândi dacă am suficient de multe ore disponibile pe zi, dacă am know-how de business, minim know-how de business. Vă dau un exemplu, să știu să-mi fac buget de cheltuieli, venituri, să știu la o cafenea, dacă vorbim, să-mi fac consumurile de cafea per bucată, să mă asigur că acele consumuri se respectă, să mă asigur că angajații mei sunt instruiți și știu să facă, nu știu, curățenie sau să respecte procedurile existente din țara respectivă, să nu iau amenzi, pentru că o amendă la o franciză mică Mă poate da peste cap, ba chiar băga în faliment. Și atunci n-aș intra sigur într-o franciză dacă nu îndeplinesc criterii legate de timpul disponibil, know-how minim de business, să nu am doar suma de bani necesară deschiderii francizei, că poate... Deci nu știu, ai o sumă de siguranță. O sumă mult mai mare decât suma necesară francizei, tocmai pentru că eu să-mi permit, nu știu, trebuie vopsit, sunt la o casă și am de vopsit gardul. Ce fac? Spun, ok, nu mai vopsesc gardul, am făcut o franciză frumoasă, dar nu mai vopsesc gardul pentru că nu mai am bani. Da. Deci cumva să am și un buffer și cu ocazia asta să pot să stau mult mai relaxat decât dacă mi-am cheltuit toți banii pe franciza respectivă. Care, da, e o franciză care funcționează, dar trebuie făcute studii de piață, trebuie văzut pe strada respectivă, câți oameni trec, care este profilul lor. Dacă ar cumpăra de la mine și tot așa. Astea două elemente mi se par foarte importante. Deci ai spus tu că, de exemplu, și eu cu Vlad ne gândim ce am face, ne tot gândim mai să facem, să pornim o afacere, deși eu nu mă simt neapărat stilul de antreprenor. Dar asta mi se pare să ai cât de cât legătură cu domeniul respectiv. Să, eu, de exemplu, n-aș putea să deschid o cafenea pentru că eu nu sunt băutoare de cafea, nu știu felurile de cafea, nu mă pasionează și atunci clar n-aș putea intra într-o franciză de asta. Deci cumva, măcar chestiile minime să le bifez, este totuși foarte important să știi cât de cât domeniu. Mă gândeam că eu, de exemplu, poate să deschid un mic restaurant, m-aș pricepe, pentru că am lucrat timp de câteva luni, cred că per total este un an, în Horeca, când eram studentă. Deci, apropo, era o întrebare dacă am lucrat în timpul studenției și ce
părere am legat de lucrul ăsta. Faptul că am lucrat în studenție, într-un job, greu mi s-a părut, sincer vă spun, de acesta de chelner. Stăteam foarte mult în picioare de a face cu oameni care unii te îți plac, alții te enervează, alții sunt foarte... cer așa multe lucruri și efectiv enervanți uneori, dar atât de multe beneficii mi-a adus experiența asta, încât acum m-aș simți așa cumva undeva într-o zonă de siguranță medică, aș ști ce să fac într-un restaurant sau cum merg lucrurile. Deci, oricum, apropo de întrebarea cu lucratul în facultate, nu știu, Patrick, dacă tu ai lucrat, dar mi se pare... și eu, dar asta eu cred că ca și sfat ce putem să le dăm oamenilor, indiferent câți bani ar avea familia, e important ca și tu să lucrezi. Să lucrezi pe mai multe sfere, nu doar pe una singură, tocmai ca să-ți dai seama pe ce ai fi tu mai bun și unde te simți tu ca peștele în apă. Da, exact. Eu am făcut și asigurări, am lucrat într-o grădiniță, la educatoare, am lucrat chelneriță. Am un videoclip pe canalul meu cu ce joburi am avut până la 30 de ani, parcă era, îl făcusem atunci. Și am trecut prin foarte multe experiențe care, sincer, vă spun, mă ajută foarte mult. Așa că, într-adevăr, cum zice și Patrick, experimentați când sunteți tineri și aveți timp și nu aveți credite sau și lucruri. Presiuni financiare. Exact, presiuni financiare. Până la urmă, când ai un credit, ai o presiune financiară. Când ai 3 copii, ai o presiune financiară. Și tot așa. Când ai leasing la mașină, ai o altă presiune financiară. Exact, exact. Și tot așa. Și pe când la vacanțe n-am neapărat o presiune financiară, că dacă nu mă duc mâine în vacanță, așa, poate nu părăsesc planeta irevocabil, știi? Încă mai trăiesc. Și atunci e bine să experimentezi, să-ți dai seama pe ce ești tu bun și să insiști unde ești tu bun, nu să devii din ceea ce, nu știu, undeva unde nu ești bun, să fii expert. E mai greu acolo. Apropo de perioada facultății, cineva mă întreba întrebările astea că unde cred eu că se vor orienta fetele mele și o să spun și ție aceeași întrebare despre fetița ta. Unde le văd eu pe ele când o să fie mari din punctul ăsta de vedere al meseriei și vreau să vă spun că știu că nu-i deloc relevant părerea mea, că până la urmă atâtea lucruri se pot schimba și atât de mult și oamenii pe parcursul vieții se schimbă și copiii până ajung la adolescență și tot schimbă părerea. Dar mie, de exemplu, mi se pare că Silvia este foarte mult pe partea artistică și ea spune acum că vrea să se facă gameriță, să se facă YouTuber și gameriță și nu mai știu ce zicea, designer de jocuri, să facă jocuri. Și eu înțeleg, asta îi place, ea acum să uite la YouTube cum se joacă alții și gândul meu inițial când mi-a zis că vrea să facă gameriță pe YouTube a fost să dau dismiss, să zic, bă, ce prostie chestia asta, cum să zice așa ceva, dar adevărul că nu știm cum o să evolueze lumea, sunt YouTuberi care câștigă atât de bine, acum efectiv e meseria lor și care au tot felul de colaborări cu firme mari ca EA sau din ăștia care fac jocuri. Și o văd cumva orientată spre chestia asta cu desenul. Îmi imaginez acum că ar fi designer efectiv de jocuri și chiar artiști ăștia de jocuri care câștigă foarte bine și e o meserie în sine. Dar cum se zice că nu știi. De acum înainte nu știm ce meserie o să fie peste 20 de ani. Și pe Ruxandra, pentru că o văd acum așa mămoasă și iubitoare și dispusă să ajute oamenii, o văd într-o zonă de, nu știu, sau să fie educatoare, profesoară, medic, pe de altă parte, meserii din astea care implică a da mai departe umanității, cumva, așa mi se pare. Patrick are și el o fetiță de 5 ani și vreau să te întreb unde vezi pe... sau cu ce-ți imaginezi despre fica ta? Păi... Nu-mi imaginez prea multe prin prisma faptului că este aproape imposibil să-mi imaginez ce joburi vor apărea peste 15-20 de ani. Nu știu cât se-și imaginau acum 20-30 de ani, dacă am întrebat pe părinții noștri, ar fi un exercițiu bun, care exista un job în care dacă tu te filmezi, vorbești și arăți anumite lucruri din oraș, ai putea să câștigi bani din asta. Dau un exemplu, da? Deci, cred că nici noi nu ne putem imagina exact ce ar putea să apară atunci. Sigur, mie mi-ar plăcea să facă exact ce își dorește ea și unde se simte mai bine. Fără ca eu să-i dau, știu eu, vreo obligație sau să vin cu obligație în acest sens. Eu mai degrabă aș merge pe a o încuraja să experimenteze cât mai multe, ceea ce vorbeam și mai devreme, să experimenteze cât mai multe direcții, să-și dea seama de abilitățile ei, să-și cunoască abilitățile, că și asta e o chestie. Încă mă întâlnesc cu adulți care nu-și cunosc abilitățile. Poate de asta și acceptă salarii mici. Poate de asta și acceptă să nu-și ia concediu 2 ani de zile. Pentru că ei necunoscându-și abilitățile, n-au curajul să spună mai departe ce gândesc. Le e frică să nu fie dați afară. Da? Da. Și de aici totul e corelat.
Și, Patrick, chiar și meseria ta pe care o practici acum de consultant financiar, practic nu și-ar fi imaginat nimeni, mai ales înainte de Revoluție, corect, ce ar putea să semne asta. Pe vremea nici nu se punea problema de credite, de investiții, de... și lumea s-a schimbat de altfel. Cred că nici în străinătate nu era dezvoltat domeniul ăsta. Deci, uite, o meserie, cum e cea lui Patrick, în care nu exista acum, cred că nici 20 de ani nu era ca atare. Bun, cam astea au fost întrebările pe care mi le-ați adresat. Poate, după ce vedeți videoclipul nostru, vă vin alte întrebări, alte idei, puteți să le lăsați în comentarii. După cum vă spuneam, în descrierea videoclipului o să găsiți contactul către Viitor pe Plus și către Patrick. Deci dacă vreți să apelați la serviciile lui, fie că aveți o întrebare legată de, nu știu, economii, de vreți să economisiți niște bani pentru facultatea copiilor, vreți să... ce nevoi sau dorințe aveți, luați legătura cu el, vă spune că nu vă costă nimic, ca practic, o să aveți o discuție și vedeți de acolo ce vreți să faceți mai departe. Oricum, serviciile lui nu implică niciun fel de plată. El este plătit de companiile la care ajungeți voi, dacă ajungeți. Așa că eu m-am bucurat să avem discuția asta, mi s-a părut foarte interesantă și sper că și vouă la fel. Patrick, dacă vrei tu să adresezi ceva... Îi costă ceva, Cristina. Îi costă faptul că vor aloca o oră din viața lor să se asculte pe ei, în primul rând, atunci când vorbesc, și mai departe să mă asculte și pe mine. Și cred că o oră au mai alocat de-a lungul timpului, poate nu neapărat pe cele mai productive lucruri, drept urmare, riscul e minimal. Și sigur că decizia tot lor le aparține și tot ei o iau până la urmă. Da. Cel mai rău lucru este să nu iei nicio decizie. Să nu spui nici da, nici nu, să lași așa lucrurile. Poate, poate o să am noroc, poate o să vină nu știu ce peste mine. Da. Ok, poți să aștept și așa, dar nu-ți vei atinge obiectivele majore cu siguranță. Eu vă mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc și ție, Patrick, că ai fost alături de noi. La final vă reamintesc să intrați și pe pagina de Facebook Cristina Cioabă, Fata Norocoasă, și pe contul de Instagram Cristina Cioabă. Mă găsiți și acolo, știți că postez aproape zilnic câte ceva. Și o să vă las link-uri și către Facebook-ul, pagina de Facebook al lui Patrick, Viitor pe Plus, și către contul lui de Instagram. Puteți să dați un like acolo. Am văzut că tu mai pui așa mici pastile cu sfaturi. Da, tocmai pentru că, cum spuneai și tu, e o chestiune nouă în România și oamenii chiar au nevoie de așa ceva și eu cred că educația financiară trebuie pusă exact acolo unde este locul. Fără ea nu vom putea fi fericiți de-a lungul vieții. Uh-huh. Și în cuplu și când ești Lonely Ranger, tot la fel ai nevoie de bani, da? Bine. Așa că... mulțumim tare mult că ne-ați urmărit și pentru răbdare. Toate cele bune, ceau! Pa, pa!